Vă știți în direct? În numele USR, vă fac următoarea declarație de presă. Ne aflăm într-o criză politică fără precedent, de care se face responsabil Dean Băsescu. Personajul politic care se hrănește din ură, vrajbă și conflict social. Prin declarațiile de azi, Dean Băsescu dovedește că nu a înțeles și nu este dispus să înțeleagă nimic din votul dat de români. Ignorarea opțiunii a aproape 8 milioane de români este un act de sfidare, nu doar la adresa acestor, ci a politicilor din civici și norme democratice. Dean Băsescu nu are niciun fel de reacție politică și discernământ, ci este doar mânat de ură și spirit de vendetă împotriva celor care nu mai doresc ca el să conducă această țară. O întrebare. Ce o să faceți, domnule Dean Băsescu? O să ne pedepsiți pe toți? Dean Băsescu este de astăzi un președinte ilegitim, care încearcă să rămână la putere cu orice preț, doar prin artificii procedurale și prin absenteism. Nu acesta este sensul democrației. Dean Băsescu s-a descalificat definitiv, nu doar prin faptul că 90% dintre votanți au spus că nu-l mai vor, ci încă o dată, prin reacția pe care a avut-o, desconsiderând oamenii și votul acestora. Așa cum de-a lungul anilor Băsescu a creat conflicte și falii în societatea românească, îngrășindu-i pe bugetari împotriva întreprinzătorilor, pe salariați împotriva pensionarilor, pe medici și pacienți, pe profesori și elevi. Acum Băsescu încearcă să creeze o nouă falie în societate. Cei care s-au prezentat la vot versus cei care au absentat. Îi cerem lui Dean Băsescu să înceteze strategia fricii, cu amenințările și cu minciuna loviturii de stat. Îi cerem lui Dean Băsescu să înceteze a se erija în reprezentant al justiției și îi spunem ferm și răspicat că nu poate interzice dreptul la opțiune a 8 milioane de oameni și că nu poate rămâne la conducerea unui stat numai cu 10% susținere electorală. Faptul că un președinte, fie el și suspendat, a refuzat să participe la cel mai democratic exercițiu, și anume votul la referendum, și în plus a îndemnat alegătorii să boicoteze referendumul, arată că Dean Băsescu nu are nici cea mai mică intenție de a juca după regulile democrației. Și nu va face niciodată. Nouă, celor 8 milioane de oameni care au înțeles că este dreptul nostru civic să ne exprimăm prin vot, o spun foarte clar, nu ne este frică de amenințările lui Dean Băsescu. Și nu vom accepta niciodată această manieră de a face politică. Le spunem și celor 8 milioane de oameni care au spus da la referendum, că suntem aici, hotărâți și determinați, că nu vom accepta ca Dean Băsescu să-și bată joc de ei și de această țară, în numele unei minorități. Dragi români, nu vom abandona niciodată angajamentul pe care ni l-am luat față de voi, față de oameni, față de alegătorii noștri și față de toți ceilalți cetățeni, de a duce România la normalitate, de a avea o țară în care oamenii sunt respectați și prețuiți, nu sfidați. Și indiferent cât ne va lua și câte bătălii politice va trebui să ducem, vom continua pentru că avem un crez. Astăzi suntem 8 milioane, mâine vom fi 10 și peste puțin timp probabil 20 de milioane. Până când va înțelege și Dean Băsescu că această țară nu îi aparține și că nu ne poate dicta tuturor. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări sau comentarii.
tot am răspuns că eu cred că nimeni nu mai trebuie în această țară. După câte păcate și-a făcut, după cât de mult a jucat în afara oricăror reguli democratice, după modul în care niciodată nu și-a respectat o promisiune sau un cuvânt dat, este clar că nimeni nu poate crede că Traian Băsescu poate coabita cu cineva în afară de Elena Udrea, Roberta Anastasia, Pia Muzeanu, Patricia Blaga și mai nou păcălicii care îl înconjoară. Eu cred că în următoarele zile vom vedea cum se va finaliza rezultatul la referendum. Eu în continuare am speranța că la Curtea Constituțională se va găsi înțelepciune, nu știu mai mult de atât, ca referendumul să fie validat. Și atunci sigur că se va termina această criză politică, iar dacă nu, atunci alegerile parlamentare sunt celor care vor pune până la urmă stabilă, serioasă și puternică o treabă să sunt. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar guvernul are nicio atribuție. Datul niciuna în acest proces electoral. Singurele instituții care au un rol important în organizarea, desfășurarea referendumului a fost Parlamentul și, evident, președinția și Curtea Constituțională. Dacă colegul meu, Tudor Călăriu, v-a dat informații în acest sens, eu nu pot nici să le confirm, nici să le infie. Știu numai că un grup de juriști din cadrul USR lucrează la un document care să explice foarte bine situația pe care noi o considerăm ca fiind corectă, constituțională și legală de validare a referendumului. Cum ați interpretat acea amenințare? N-aș vrea să mă pronunț, dar aș spune că m-a afectat declarația irresponsabilă a lui Traian Băsescu ca cetățean al acestei țări. În sensul în care îmi dă senzația de om rancunos, om răzbunător, om care nu pune preț pe ce voi cetățenii, senzația că oamenii sunt un pericol în țara în care el este președinte și, sigur, de aceea și reacția noastră, OSL, în această după-amiază, că suntem alături de cetățeni, că încercăm să-i apărăm, că nu ne e frică și că suntem pe picioarele noastre în această țară care este a noastră. Nu i-am întrebat. Ați vorbit despre sfidare. V-ați așteptat vreo clipă ca Traian Băsescu să-și anunțe astăzi demisia? Am fost la ei și am crezut că da. Pe ultimul ceas de înțelepciune, de rațiune, de pragmatism politic, de responsabilitate a unui om față de un popor, va înțelege că singurul gest normal, singurul gest oportun, singurul gest firesc, singurul gest de generozitate și dragoste față de poporul român ar fi să lase poporul în pace. Am fost naiv și am crezut asta. Dar numai o clipă. Este vorba de o explicație, este o explicație pe care trebuie să o dăm în plus funcții constituționale ca să aibă o bază suplimentară atunci când va face evaluarea dosarului și va putea să judece în cunoștință de cauză. Noi credem că e o mână întinsă funcții constituționale din punct de vedere profesional, intelectual și legal. Poate fi o scrisoare deschisă, poate fi un punct de vedere al președinței celor două camere. Puteți să ne lăsați să vedem care mai multe imaginație. Mulțumesc. Altă întrebare. Dacă mai este. Nu mai este. Pentru că nu le trimiteți, da. Decizia va fi luată atunci când biroul de reprezentanți central va
avea închise lucrările procesului de la referendum și va avea dosarul gata și va trimite către Curtea Constituțională. Noi credem că acest document trebuie să fie imediat ulterior hotărârii Biroului Electoral Central, astfel încât toate informațiile și de o parte și de alta să fie aproape în același timp pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională. Să existe poziții clare, bine documentate și care să poată fi luate în considerație. Vă mulțumesc pentru